Atelierul de pânză este o întreprindere socială cu statut de unitate protejată, înființată în anul 2009 ca proiect al ONG-ului Viitor Plus. De altfel, Viitor Plus este acționarul principal al acestei întreprinderi sociale, în cadrul căreia avem în acest moment 4 persoane cu dizabilități angajate și, în cadrul unui alt proiect, 3 persoane cu diverse alte probleme sociale din cei 12 angajați în total din atelierul de pânză. Ce facem noi acolo sunt produse cu valoare socială și de mediu, socială pentru că implicăm persoane cu dizabilități sau cu alt soi de probleme sociale, și de mediu pentru că ne străduim să înlocuim pungile de plastic cu o alternativă eco, cu sacoșa de pânză, care e realizată din bumbac 100%, neînălbit, netratat și nevopsit. Din estimările noastre până în acest moment, credem că am scos din circuit mai bine de 11 milioane de pungi de plastic, pentru că am produs aproape 88.000 de sacoșe de bumbac în cei 6 ani de când funcționăm. Pentru că suntem unitate protejată, credem că serviciile și produsele noastre, pentru că nu vorbim doar de produse de simple sacoșe, ci și de servicii, se adresează companiilor care au mai mult de 50 de angajați și care pot beneficia de facilitățile fiscale oferite de legea 448 pe 2006. Ca să vă faceți o idee în ceea ce privește această facilitate fiscală oferită de legea 448, o companie care are 100 de angajați, dacă ar trebui să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, așa cum spune legea, ar trebui să aibă minim 4% dintre angajați persoane cu dizabilități, ori, virând banii către fondul de handicap, într-un an de zile se strâng aproape 5.000 de euro pe care compania respectivă îi poate utiliza pentru a achiziționa produse de la unități protejate, sprijinind în felul ăsta, în mod direct și implicându-se pe partea asta de susținere a persoanelor cu dizabilități, pentru că atâta timp cât unitățile protejate sunt cele care oferă locuri de muncă minim 30% pentru persoanele cu dizabilități, dacă nu poți crea un loc de muncă, atunci poți decide să folosești banii respectiv, în loc să-i virezi la stat, să folosești direct suma respectivă și să susții astfel genul ăsta de întreprinderi sociale cu statut de unitate protejată.